Bună seara și bine v-am găsit la emisiunea Extemporală Democrație. Discutăm astăzi cu Marius Bodea, președintele filialei municipale PNL Iași, deputat, despre situația politică, despre alegerile locale, despre cum se pregătesc liberalii pentru anul electoral 2020, nu? Că așa e la modă, sau era anul trecut, că acum nu prea mai e. Bună seara, bine ați venit. Bună seara, bine v-am găsit. Bun, întrebare, vor fi alegeri în două tururi sau... sau în trei, sau într-un tur? Da. Vor fi alegeri în două tururi. Astăzi așa arată lucrurile. După cum bine știți, guvernul își va angaja răspunderea pe legea privind alegerea primarilor în două tururi. Circuitul de angajare deja este lansat. Dar nu sunt cam la aștept. Am văzut 29, pare mi se, și angajează în parlament. Nu știu cine a decis sau... Dar nu-i cam, adică a trecut deja... Au trecut o săptămână de când a fost ședința de guvern. Da, dar aceste termene privind discutarea angajării răspunderii le stabilește biroul permanent reunit al celor două camere, Senat și Camera Deputaților, unde încă, din păcate, Partidul Social Democrat are majoritate acolo. Din punctul nostru de vedere, aceste lucruri puteau fi făcute foarte repede înainte și... să spunem, la jumătatea acestei săptămâni să avem deja acest Bun, proces încheiat. Și aici e un scenariu. Depune PSD moțiune de cenzură, probabil că va depune, că sunt și primarii lor și activul lor de partid și întreg partidul îi presează să depună moțiunea de cenzură. Moțiunea de cenzură ar putea, după toate calculele, ar putea să pice. Eu cred că ar putea să treacă doar dacă PNL-ul vrea să pună umărul ca să-și ducă la îndeplinire și planul cu anticipate. Deci spunem că moțiunea pică pe datele pe care le avem pe cifrele din Parlament. Dacă pică, atunci nu vor fi anticipate, guvernul rămâne, rămân două tururi. Dar PSD va ataca la Curtea Constituțională aceeași lege și acolo, surpriză, s-ar putea să pice acolo. Da, într-adevăr, acum pentru acest subiect, alegerea primarilor în două tururi, guvernul avea la dispoziție două instrumente. Emiterea unei ordonanțe de urgență, care reglementa prin text același lucru ca și legea prin care și-a angajat răspunderea, sau procesul de angajare a răspunderii. Acum, în ce privește care e mai democratic ca și instrument al guvernului, înclin să cred că angajarea răspunderii ar fi mai democratic, pentru că iată, dă posibilitatea celor care consideră că această lege are aspecte neconstituționale să o atace la Curtea Constituțională. Adică nu ocolește Parlamentul, nu? Nu ocolește Parlamentul. Mai mult decât atât, diferit față de ordonanța de urgență a guvernului, acest tip de angajare a răspunderii pe o lege presupune și permite și amendamente în această perioadă, de la momentul în care guvernul și-a angajat răspunderea până când se discută în Parlament. Iarăși, la ordonanță nu mai e ce să mai intervii, doar prin legea de aprobare sau de respingere a ordonanței, dar aici e un alt aspect. Dacă mă întrebați pe mine, mai sigur, mai clar, mai tăios, era o ordonanță de urgență, asta o să o spun răspicat, dar guvernul a avut în vedere mai multe chestiuni decât sigur pot eu acum să explic și cea mai bună formulă pe care a găsit-o este asta de angajare răspunde. Și poate că n-ar fi fost rău dacă, într-adevăr, era voința la PNL ca o ordonanță să fie dată eventual în afara intervalului de 6 luni, adică poate undeva, nu știu, imediat după instalarea guvernului Orban sau oricum în decembrie. Aș vrea să înlătur chestiunea asta cu 6 luni și mă bucur că ați adus-o în discuție. Sugestie, recomandare este dată, odată că e recomandare și a doua este dată pentru situațiile în care se restrâng drepturi cetățenești la vot. Ori prin două tururi se lărgesc drepturile cetățenești, ai posibilitatea mai mult să mai mergi, să mai ai o opțiune. Deci nu se aplică în această situație. Sigur, PSD a vânturat asta. La CCR va fi un argument ăsta. Și e posibil ca CCR-ul să ia tocmai în discuție chestia asta. Eu mă îndoiesc pentru că am citit exact acele recomandări și asta spuneau, în situația în care un stat decide să restrângă într-un fel sau altul anumite drepturi cetățenești privind exprimarea votului, să o facă, dar să lase un termen minim de 6 luni și un an. Erau două spețe acolo luate în discuție. Sau un an. Nu este cazul, pentru că aici nu se restrâng drepturile. Când ai două tururi, din potrivă, este mult, mult, mult mai democratic și nu mai are sens să mai explicăm aici de ce. În orice caz, la ora asta nu știm
dacă vor fi, că nu putem ști cum decurg lucrurile. Când se promulgă legea, vom dacă avea două tururi. Dacă avem un tur sau două, nu știm dacă vor fi anticipate sau nu, nici nu știm data, dar asta nu încurcă cumva și partidele să-și facă o strategie, că vedem ce se întâmplă și la USR Plus, chiar și la PSD, dar și la PNL, la potențialii candidați, și unul avem aici în platou, nu? Eu cred că... Adică nu vă încurcă? Filialele... Să știți că nu pe mine mă încurcă, eu știu exact ce am de făcut, voi candida. Filiala Iași, ca și multe alte filiale, de fapt, ale PNL, au de mult clarificat chestiunea candidaturilor și, mă rog, a candidaților și a programului fiecărui candidat. Pe mine nu mă încurcă. Singura problemă este de percepție în societate asupra modului în care se vor poziționa partidele, cu ce candidați vor face și mai departe. Strategia e diferită cumva, pe un tur, pe două, că se spune că dacă rămâne un tur. Da, poate, asta este o altă chestiune. Poate că acolo mai trebuie niște discuții pe zona dreptei, că se schimbă, da. Se schimbă regula, adică primarul, sau mă rog, câștigă primăria cel care are cele mai multe voturi. Deci, teoretic, o primărie poate fi și gata și cu 19%, și cu 40%, dar și cu 20%. Așa este. Într-adevăr, chestiunea care ar avea nevoie de mai mult timp e legată de o posibilă alianță într-un singur tur, că atunci discutăm de alianță în două tururi, fiecare partid va avea propriul candidat. Este un subiect pe care, dacă vă amintiți, eu l-am abordat de foarte multă vreme, chiar a fost primul, cred, din Iași care am spus, și asta se întâmpla prin 2017, dacă mi-amintesc, acum aproape 3 ani de zile, când am spus noi trebuie să fim foarte hotărâți aici la ea să facem o alianță. Condițiile alianței astea sunt detalii după mine, dar dacă dorim și există voință politică să înlăturăm dezastru care s-a năpustit asupra Iașului în anii ăștia, atunci nu putem face decât printr-o alianță. Pentru că altfel, într-un singur tur, primarul în funcție pleacă cu prima șansă, pentru care la îndemână aparat de propagandă, bani de cumpărat, diverse categorii sociale, tot felul de chestiuni avantajele de imagine funcției, care da, prind corect. Avantajele funcției, prezența zilnică peste tot, pentru că na, e primar. Și în atare condiții, atunci înțelepciunea trebuie să fie apanajul celor din opoziție la primar. Astăzi, când discutăm în Iași, este limpede, cred că pentru toată lumea, și mai limpede pentru primarul în funcție, că el nu va mai fi reales în două tururi sub nicio formă, poate să mai pună la dispoziție 1000 de planșe și de machete, câte 200 pe zi până la sfârșitul campaniei electorale, lumea nu mai crede. E pe un trend puternic descendent, se întâmplă de mai multă vreme. Noi prin fața primării. Da, cele machetele noi. Machetele alea, da, scară 1-100. Da, le-am văzut și eu. Oamenii s-au prins încet, încet. El n-a mai livrat nimic, n-a livrat nimic în acești 5 ani de zile. Așteptări au fost. Propaganda aceea a funcționat 2 ani de zile. Lumea chiar credea un primar, uitați, fresh, tânăr, zâmbitor. N-au rămas decât cu primarul zâmbitor, dar cu, mă rog, proiecte livrate zero. Oamenii nu mai au răbdare. În timpul acesta de mandat, toți am văzut că am devenit cel mai poluat oraș al României și asta o resimțim pe propria sănătate. Suntem în urmă cu toate investițiile, transportul public este la pământ, infrastructura, traficul, deci nu s-au rezolvat probleme, dimpotrivă, toate s-au complicat. Ori, nu mai poți, știți, propaganda asta funcționează. Este un instrument de manipulare, l-a folosit din plin, mă rog, cel care conduce astăzi Iași, nu e singurul, în general se mai folosește asta, dar la Iași, pentru că n-ai livrat nimic, oamenii nu te mai cred. În schimb, dacă discutăm de un singur tur, atunci lucrurile se complică și am explicat mai devreme de ce. Dar nu-i târziu, ok, până aflăm cum se va despre, practic va mai trece o lună. Ne apucă, nu știu, deja suntem pe finalul lui ianuarie, mai trece o lună, 1 martie. Nu-i târziu la 1 martie, nu știu, mai pornești niște negocieri strâns între PNL și USR Plus, nu știu, eventual și PMP. Să știți, mă rog, că... Cum am văzut situația la București, în loc să se clarifice, păi apare Nicușor Dan și își face cel un partiduleț acolo numai să fie, să conteze, nu știu, un negocier sau păi în loc să se simplifice, se complică. Da, într-adevăr, termenul este foarte strâns, dar nu e imposibil de discutat o alianță. E foarte limpede condițiile unei alianțe, nu trebuie acum preluate de la zero, ele tot timpul au ca principii proiectele comune pe care trebuie să le ai cu partenerii de alianță și câteva chestiuni clare, cuantificabile de semnarea candidatului comun. Da, acolo știți că acolo de regulă, da, mica la proiecte, la nu știu ce, toată lumea se ar putea înțelege, dar când vine vorba de semnarea candidatului, dar stai că eu nu pot să renunț, dar stai că noi am luat la europene nu știu cât, dar stai că noi în sondaje stăm așa și atunci, dar stai că nu ăla... Să știți că eu
pot vorbi cu ușurință despre candidatul comun. Eu o fac și cu credință că chiar așa trebuie ca să poți să răstorni toată mașinăria asta PSD care este înfiptă în aparatul Iașului de peste 30 de ani. Și păi mai e PSD? Că ei, nu, cred că dumneavoastră, ca un jurnalist versat, n-ați crezut gluma asta. Trebuie, nu? Este un PSD vopsit, în independent, știe toată lumea, dovadă că și în această perioadă rupe ușile PSD Central să reprimească înapoi. Eu, având și informații în permanență, da, și cunoscând personajul, aveți informația asta că până în spațiul public, chiar și noi presa, am auzit și noi discuții de genul ăsta, tatonări, o posibilă reîntoarcere, mai ales cu schimbarea garniturii la PSD, Niciolacu, dar nu e foarte clar dacă se va și întâmpla sau dacă se va întâmpla, sub ce eu, formă va fi. Cum să vă spun, am convingerea că până la urmă se va întoarce înapoi acolo unde este locul în PSD, el de acolo a plecat, acolo a crescut mai mult, de acolo și-a format metehnele pe care le are și nu văd de ce nu s-ar întoarce. Pentru noi asta ar fi o veste bună, sincer, politic vorbind, pentru că Iașul nu mai suportă PSD, asta arată și sondajele, și cu atât mai mult un primar din partea PSD. Eu cred că o va face până la urmă, pentru că, ca independent, și credeți că va, adică, nu va ieși primar. Și el știe asta, de asta este disperat să intre într-un partid. Analiza pe care o aveți sau pe care o faceți, e că va candida PSD în spate la alegerile astea sau va încerca, nu știu, o altă formulă și apoi, nu știu, peste un an se va reîntoarce în PSD? Nu, e disperarea care îl macină și, mă rog, care îi macină și pe cei care îl susțin, indiferent că sunt, mă rog, sociologi sau sansari imobiliari, este că el nu va mai ieși primar independent. Independent n-are cum să iasă primar, nu este în situația lui Scripcaru de la Brașov sau lui Cherecheș la Baia Mare, nu. Sau la Oprescu pe vremuri. Sau la Oprescu, nu, nu. Bine, Oprescu a fost susținut de PSD atunci, la vedere, fără nicio de problemă. El este în altă situație acum și nu va ieși independent. El are nevoie de un partid mare, vehicul puternic cu structuri. Astăzi sunt două posibile variante, da? Mă refer la partide care au chiar structuri, PSD, PNL, sigur și USR, dacă mă refer la structuri, mă refer la structuri organizatorice la nivel de blocuri și așa mai departe. La PNL, după cum bine știți, a încercat 2 ani de zile neîntrerupt, dar evident, așa, da, cum am și declarat în numărate rânduri, și-a oprit încercările, pentru că i-am văzut declarația de acum câteva zile din conferința de presă când a anunțat programul pentru 24 ianuarie și am rămas cu afirmația aia că îl așteptăm pe președintele Iohannis să vină pentru a sărbători și la Iași victoria în alegerile prezidențiale. Da. Asta nu e o, nu știu, nu, ăsta este, îi face din nou ăsta curte, este personajul sau... Mihai Chirica, îl cunoaștem. După cum știți, ultima sa întâlnire solidă cu președintele a durat 5 secunde. A râs toată presa ieșeană, știți ce s-a întâmplat. Genul acesta de aruncarea petardelor face parte din modalitatea în care se manifestă domnul primar. Noi îl cunoaștem de acum. Ideea este că, într-adevăr, e primar în funcție, lansează câte o astfel de poveste, noi trebuie să o discutăm, pentru că a lansat-o primarul. Ceea ce vă pot spune astăzi este că din 2020, din iunie, Iașu va avea un alt primar. Asta o pot lăsa și înscris acum. Problema este, și am să spun întotdeauna, e în regulă că reușim să schimbăm ceva ce considerăm ca majoritatea comunității eșene, că nu mai are ce să caute acolo, dar ce punem în loc? Pentru că vă spun că nu mai este timp astăzi, la 30 de ani la Revoluție, să mai facem experimente pe Iași. Iașul este un oraș cu potențial fantastic. Ok, este o stare de bine în oraș, nu generală, dar să spunem că parte din populație față de alte zone sau alte orașe, da, din jur. Este o stare de bine pentru că lucrurile avansează în toată Europa. Adică nu suntem un stat izolat undeva la capătul lumii și nu se manifestă asupra noastră un val de bunăstare care se întinde. Nu, și lucrurile avansează pe Iași și pentru că inițiativa privată sau pe zona privată, exact, sunt foarte multe inițiative. Eu vreau să vorbesc se de o inerție. Concentrează și destul de mulți bani aici. Da. Asta înseamnă investiții. Eu vreau să vorbesc de o inerție care nu are legătură cu administrația. Este o inerție care ne împinge înainte, vrem, nu vrem. Pe de o parte, și foarte important, este inițiativa privată, apoi, sigur, noi suntem totuși Iași. Suntem un oraș cu dita mai istoria în spate, nu poți compara Iașul cu multe orașe din România. 400.000 de oameni. 400.000 de oameni în creștere. Ideea este că la ce potențial are Iașul, suntem departe
de a-l fi atins. Departe, suntem la în lumină distanță de ceea ce ar trebui să fie Iașul astăzi, pentru că are toate argumentele pe care le-am spus, dar cu toate astea suntem, iată, cel mai poluat oraș la României, transportul public este de evul mediu, faceți un experiment și dumneavoastră, și cred că știți, dumneavoastră să ai 40 minute să aștepți un mijloc de transport public, păi a doua oară îți iei sigur o mașină, ți-o cumperi și second hand și cazan, cum spune domnul primar, că nu îți dă alternativă primăria. Nu mai poți să te bucuri de un spațiu verde, cel mai recent dezastru ecologic, să-i spun așa, a fost devastarea Târgușorului Copou. Și cum am văzut și pe Facebook, mulți spun, dom'le, n-aia nu mai criticați a ta pe primarul ăsta, că mai propuneți și proiecte concrete. Ok, hai să intrăm și cumva și în... Da. De exemplu, pe trafic sau pe mașini, pe poluare, cum vedeți? Ajungeți primar, ce faceți de-a doua zi? Pentru că e o problemă. Să știți că oamenii își vor folosi mașinile dacă tu nu îi oferi alternativă. El trebuie să se deplaseze din punctul A în punctul Evident. B. Dacă el nu are un transport public predictibil, care să știe că îl ia la și 5 de acasă și lasă la și un sfert unde trebuie să ajungă, el nu va folosi deci transportul prioritatea public. Prioritatea va fi transportul în comun, nu? Transportul în comun este una din prioritățile pe care eu le am. Însă astăzi, ceea ce din păcate se aplică Iașului, este că nu mai poți să te concentrezi doar pe alternativa la transportul motorizat cu mașina personală. Trebuie să faci investiții mari în infrastructură, pentru că nici măcar transportul public nu mai are cum să mai meargă prin Iași. Păi nu, pe același străzi, mai multe mașini, poți să faci tu fluidizarea... În momentul în care tu, ca și gospodar al orașului, ai făcut investiții în infrastructură, deblochezi marile puncte critice din Iași, care... Apropo, vorbim de trafic, vorbim și de poluare, că ele sunt legate. Naște această poluare pentru mașinile staționare în intersecții, asta fac. Deci revin și spun, în momentul în care rezolvi marile probleme de investiții, în momentul în care reușești să faci, dar la modul nu desenat cu carioca pe planșă în primărie, ci chiar pe stradă, pe teren, benzi dedicate pentru autobuze, mijloace de transport public comun, biciclete și așa mai departe, nu știu, taxiuri, dau un exemplu asta, se poate gândi. Faci toate astea, începi și descurajezi folosirea mașinii proprie. Asta este de-abia pasul 2 sau 3, dacă vreți. Și asta se poate face ca oriunde în toată lumea prin suprataxare. Nimeni vreodată nu poate să spună așa, interzicem de mâine să-ți mai folosești mașina ta care este cu o normă de poluare mai mică, Euro 3, dau un exemplu. Nu, se procedează felul. Ți-am oferit tot ce ai nevoie să poți să te deplasezi din punctul A în punctul B. Bun, asta înseamnă un transport pus la punct. Dar nu este imposibil, asta este nu, zic, un lucru care asta se poate face. Și asta investiții. Asta necesită, pe de o parte, bună credință și interes pentru oraș, ceea ce nu am văzut la actuala administrație. Deci ar fi bani, să spunem că ideea așa sunt, ar fi bani pentru a demara toate chestiile astea. Imaginați-vă numai din economiile pe care le-am face dacă am înlătura risipa anuală. Bâlciuri care ne costă sute de mii de euro. Ați văzut că presa a devaluat de curând că la Iași costă concertele de 2-3 ori mai mult ca în altă parte a țării. Tot felul de, eu știu, catarge de sute de mii, statui de sute de mii și așa mai departe. Din banii ăștia, imaginați-vă, dacă în fiecare an am numai din această, cum să spun eu, cheltuire fără minte a banilor, am face economii, în fiecare an am putea să luăm mijloace de transport public electrice, dar în fiecare an. Transportul public nu se poate rezolva în 2 luni, în 3 luni, 6 luni. Corect. Asta este un proiect pe un mandat, din punctul meu de vedere, dar într-un mandat e gata. Pentru că e legat, așa cum vă spuneam, nu numai de flota care va deservi populația, este legată de o strategie de a prelua din zona metropolitană, să-i oprești pe cei care vin din jurul Iașului, să intre cu mașinile oferindu-le transport public și de acolo. E legat de infrastructură, că degeaba îți ia autobuze 10 pe un traseu, dacă el nu are pe unde să meargă și stă în trafic. Așa cum se întâmplă acum. După ce rezolvi toate problemele acestea de alternativă la transportul motorizat, așa, încep și descurajezi. Prin suprataxare. Vrei să ții mașina să circule? Că în regulă. Vrei să vii cu ea prin centru? Ok, te las, dar plătești când nu-ți mai vine a doua oară să mai vii cu mașina acolo. Da, deci ați luat măsura asta destul de... Da, dar această măsură, adică această măsură... Să strânească multă... Nu, dar vă spun, măsura asta vine... Multă supărare. Măsura asta vine după ce ai oferit, repet, un transport public civilizat. Eu mă gândesc foarte serios, astăzi cum a ajuns Iași într-o situație critică, pe poluare, pe transport, pe blocaje, cred că trebuie gândit și asta sigur trebuie studiat la o masă mai largă și ce impact are să lași transportul public gratis o perioadă până când oamenii se obișnuiesc cu mijloc transport public și renunță cu adevărat la mașinile lor. După aceea, încet, încet, sigur, odată cu creșterea calității vieții în oraș, un om sigur își va permite cu ușurință să ai suficiente fonduri să-l susțigă dacă lași. Păi ce se întâmplă gratis, astăzi, domnul Ghețău? Ce se întâmplă astăzi? Compania de transport public este în pierdere de la an la an.
care este diferența între ce vă spun eu, dar pentru a-și stimula și a rezolva problema traficului, problemă majoră, ceva în pentru că tot mai face pe abonament. Compania de transport public, da, este, dacă vreți, un patrimoniu al ieșenilor. Acționarul majoritar este Consiliul Local, da, și unic. Acționarul unic, adică este a ieșenilor. Ori nu se pune problema să faci un serviciu comercial. Nu. Ăsta este un serviciu public de transport. Ori dacă este public în lege, ai opțiunea să-l faci gratis, după cum bine știți, dovadă că noi ne-aș face în categorii gratis. Dar în momentul în care vii cu o măsură de impact, dar care să aibă, sigur, și niște studii în spate, că nu faci transportul gratis și nu te duce nicăieri. Da. Haideți că trebuie să luăm pauză, apoi ne întoarcem și mai discutăm.